ploaie pentru că astăzi vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea norări temporar accentuate și mai ales după amiază și seara vor fi adverse. Descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în majoritatea regiunilor. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime între 21 și 31 de grade. În capitală, vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea norări și temporar vor fi adverse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă din București se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Matinalul continuă cu știrile pe scurt aduse de Sorin Croitare. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața, deputați! Proiectul a fost adoptat ieri pe articol de pe Camerei. Coaliția de guvernământ ce a refăcut majoritatea în Senat prin afilierea unui independent la UNP. Auzi? Când te întorci de la comisariat, să nu uiți să plătești întreținerea, da? În cursul acestui an declară la București premierul Silvio Berlusconi. Și Ministerul de Externe recomandă cetățenilor români să evite deplasările în Georgia pentru că... Poftim. Ți-am călcat și haina. Mulțumesc. Poftim. Ți-ai luat pastilele, da? Da, le-am luat. Să nu te enervezi astăzi, te rog, nu. Te rog, ai grijă. Da. Pa. Pa. Vezi, să nu uiți să plătești întreținerea. Nu uit. Pa. Da, să nu-mi spui. Da, bine. Auzi, fata, că a venit cineva la mine și dacă e, îmi povestești mai târziu, da? De-abia aștept să aud. Hai, mă sun tu, da? Hai, pa. Da, vă rog. Bună ziua. Am primit această adeverință. Eu nu am cerut nicio adeverință. Mi-a venit prin poștă fără nicio... Așa. Nu înțeleg. Acolo se arată că îmi lipsesc niște ani de muncă. Da. Poate mă puteți dumneavoastră ajuta să rezolv problema. Sigur este o greșeală. Nu cred. Eu am făcut centralizarea. Uitați-vă livretul militar. Aici scrie. Un moment. Ionescu Ion. Ăsta este numele meu. Ionionescu. Am găsit. Aici scrie că între 80 și 85 nu ați primit soldă de la noi. Nu se poate. Atunci eram capitan. Aici nu figurează. Și eu ce fac acum? Doamne, este vorba despre un principiu. Eu am muncit anii ăștia. Eu vă cred. Dar aici vă lipsesc 5 ani. Eu vă jur că eram detașat acolo. Scrie în livret. Asta nici măcar nu contează. Și eu cum pot să vă dovedesc? Nu știu, la unitate ați încercat? Poate mai au acolo ștatele vechi de plată. Am sunat la unitate, nu le mai au. M-au trimis la dumneavoastră. Aici nu-s, numai acolo pot fi. Și dumneavoastră nu mă puteți ajuta? Nu, doar v-am mai spus ce nu înțelegeți. Eu doar centralizez, nu vă pot ajuta. Da. Bine. Nu știu. O să mă duc la unitate. Păi dacă ți-am zis că nu am... Dacă totuși aflați ceva... Vă anunțăm noi. Bună ziua, la revedere. Vă mulțumesc. Fata, nu mai pot. Nu mai pot. Era iar unul din ăștia cu pensia. Nu știu ce Dumnezeu vor, că moartea îi caută pe acasă și ei umblă după cai verzi pe pereți. Ia zi. Așa.
Merge la Valea Roșie. Da. Ce faci, Gogule? I-am adus un șeful niște carne. Bravo, mă! Servești patria. Bine că ești tu deștept, mă. Țigărei? N-am, frate, n-am. Al dracu chitros ce ești. Hai, Roiu! Noroc. Alo, domnul! Unde mergeți? La cadre. Am o problemă de rezolvat. Stați așa. Să rămână. A, tu ești. Da, e un domn aici la poartă, vrea să vorbesc cu tine. Ce vrea? Nu știu. Cine e? Cum vă cheamă? Ion Ionescu. Colonel în rezervă. Ion Ionescu zice că îl cheamă. Spune că nu s-a aici. Păi da, dar... E un ordin, da? E un ordin, da, diseară... Hai, fiu brează. Bine, bine, pa. Auziți? Zice că nu-i nimeni. Cum nu e nimeni? Nu e nimeni azi la personal. Mă, băiatule, eu am venit special de la București. Acum ce să fac? Nu e nimeni? Nimeni. 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 Auziți? Aveți cumva o țigară? Ia-l, domn. Și ia și pe asta. Să trăiți, șeful, să trăiți.